Sărbătoarea a fost astăzi și la schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, aflat la cota 1000 pe Transfăgărășan. Sfânta liturghie de hram a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, la altarul de vară al așezământului monahal. Cu acest prilej s-au înălțat rugăciuni pentru toți muncitorii care au trecut la Domnul în timpul lucrărilor la acest traseu, care face posibilă traversarea munților Carpați. Tot astăzi, ierarhul a sfințit noua clopotniță cu cele 3 clopote noi care s-a ridicat lângă biserică în ultimele 10 luni. Pentru ajutorul acordat schitului în procesul de electrificare, Marilena Nicoleta Balabuti a primit din partea ierarhului distinția Sfânta Muceniță Filofteia. De aceea suferințele vin peste noi că, pe lângă puțina credință pe care avem, n-avem nici puterea și grijă de a mulțumi lui Dumnezeu pentru darurile sale, darurile pe care le-a sădit Dumnezeu pe fața Pământului, precum a sădit și aici, în Carpați, schitul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon. El, marele făcător de minuni, tămăduitor de boli și de neputințe. Așa că rugăm pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe toți Sfinții și pe Sfântul Mucenic Pantelimon, să ne ajute să ne tămăduim toate bolile sufletești și trupești și să avem grijă și de viața noastră și de acelor din jurul nostru care așteaptă ajutorul pe care te să-l dăm necondiționat. Schitul Sfântul Pantelimon a fost înființat în data de 1 iulie 2012.